Bună ziua și bun găsit la o nouă întâlnire cu știința și religia. Gazdele dumneavoastră sunt părintele Grigorie și Gabriela Voina. Astăzi vom vorbi despre alte încercări ale științei de a dovedi evoluția. Părinte Grigorie, bine ați venit la întâlnirea cu știința Doamne și religia. Am cunoscut data trecută, cum pornind de la ordinea straturilor geologice, pe care le cred dispuse în timp de sute de milioane de ani, evoluționiștii văd în ordonarea fosilelor din ele succesiunea aparițiilor speciilor una din alta. Am aflat și că nu ar fi nevoie de milioane de ani pentru formarea lor și că nu există nicio formă intermediară de trecere de la o specie la alta. Tot darvinismul clasic, deci, se clatină. Ce au pus în locul lui evoluționiștii moderni? Toate Descoperirile științifice menționate data trecută au pus sub semnul întrebării evoluția graduală. În fața acestei realități, cei mai mari evoluționiști contemporani, în principal Gould și Eldridge, au lansat în 1977 teoria evoluționismului punctual. Teoria lor merge mână în mână cu noua teorie a catastrofismului lansată în geologie de către Ager, președintele Asociației Geologice Britanice, care dovedește că zăcămintele de cărbun și de petrol nu pot fi explicate prin uniformism, ci prin catastrofism. Ce noutate aduce în biologie teoria evoluționismului punctual? Conform noii viziuni, Evoluția a avut și are loc în salturi provocate de schimbări majore și bruște de mediu. Stanley, un alt evoluționist celebru, adept și el al acestui punct de vedere, numește noul model propus evoluție cuantică și îl completează cu o teorie proprie a stazelor care descrie ce se întâmplă între salturi. Conform acestei teorii, dispariția unei categorii sistematice mai mari, cu prilejul unui salt, este precedată între salturi de o considerabilă creștere a variabilității categoriei sistematice mai mici, din care va face saltul o nouă categorie în locul celei dispărute. Ei aduc drept dovezi din paleontologie evoluția calului și a speciilor de elefanți, iar mai recent a speciilor de melci din lacul Turcana, cercetate de Williamson. Înlocuirea darvinismului clasic, a cărui explicație repetată timp de 150 de ani începuse să fie primită de lume ca singura adevărată, mă tem că va întâlni o mare rezistență, mai ales că noua teorie este mai aproape de punctul de vedere teologic, cu privire la istoria Pământului. Te întrerup puțin. Atenție! A nu se înțelege că este vorba de oameni credincioși, căci printre catastrofe ei nu au în vedere potopul biblic. Continuă, ce voi ai să întreb? Iată, mi-ați dat prilejul să întreb. La ce fel de catastrofe se referă? Ei pornesc de la exemplele date de Cuvier, părintele teoriei catastrofelor în geologie care avea în vedere evenimente precum glaciațiunile. Scenariul lor este următorul. Conform regulii lui Bergman, dimensiunile corporale ale animalelor din regiunile reci sunt mai mari, pentru că rezistă mai bine la frig. Explicația vine din faptul că într-un corp mai mare crește mai mult volumul în scara puterii a treia decât suprafața, care crește în scara puterii a doua. Rezistența mai mare la frig vine din cauza faptului că producția de căldură prin metabolism depinde de volumul corpului, iar pierderile de căldură depind de suprafața expusă, care este proporțional mai mică. Ca urmare, într-o perioadă de glaciațiune, vor pieri cu prioritate animalele de talie mică, mai ales cele din regiunile calde, și temperate. Au putut exemplifica în vreun fel teoria lor? Ei o consideră exemplificată de marea dispariție a speciilor din perioada Permianului, când paleontologia estimează că au pierit 50% din speciile de pe uscat și 95% din speciile marine. Dar dinozaurii, de exemplu, nu erau animale mici. Da, dar extincția lor a avut loc mai târziu, în Cretacic și se pare că din alte cauze, în care au acționat alte legi, în Mesozoic au dominat reptilele și, în lipsa unei catastrofe, ar fi acționat oricum legea lui Willingston, care spune că, în procesul evolutiv, specializarea unor categorii sistematice este însoțită de reducerea lor numerică. Dacă sunt și forme repetitive, se acceptă că a fost și o catastrofă de alt gen, care a făcut să acționeze brutal legea lui Cope, conform căreia speciile descendente sunt mai mari decât speciile ancestrale, și ca urmare, cu timpul, competiția devine tot mai acută. Așa ar fi dispărut dinozaurii. Legea lui Cop are și o expresie matematică, prezentată în cartea mea Evoluția spre Creator. Indicatorul calculat are o unitate de măsură numită în mod semnificativ Darwin. Părinte Grigorie, cred că s-au plictisit ascultătorii de când tot vorbim despre fosile. Să trecem la o altă știință din partea căreia evoluționiștii speră să găsească sprijin pentru teoria lor. Descurajați și ei de rezultatul neconcludent al unor științe mai vechi, au căutat în ultima vreme argumente în descoperirile unor științe mai noi, cum ar fi biochimia și genetica. Din partea biochimiei, au căutat să se folosească de descoperirile cu privire la polimorfismul hemoglobinelor prezente și ele aproape în toată lumea vie ca și citocromul C. Dar tocmai faptul că se găsesc la plante, la microorganisme, la animale, cu mici variații, cauzate de mutații întâmplătoare, fără valoare adaptativă însă, exclude ideea de evoluție. Se încearcă acreditarea ideii că răspândirea lor Atestă un strămoș comun, dar și Creatorul ar fi dat tuturor formelor vii un factor cu aceeași structură, pentru aceeași funcție necesară tuturor. Dată fiind importanța lui, a făcut ca mutațiile să nu-l facă nefuncțional, și astfel s-a ajuns la polimorfismul constatat. Mai concret, părinte, ce este acest polimorfism și cum ar aduce el dovezi pentru evoluție? Polimorfismul hemoglobinelor la vertebrate, de exemplu, înseamnă că există mai multe feluri de hemoglobine, alcătuite din catene diferite, și a căror ramificare este pusă pe seama evoluției. Astfel, catena alfa, fiindcă este mai asemănătoare ca succesiune de aminoacizi, cu catena mioglobinei, se susține că a provenit prin duplicația mioglobinei, acum 800 milioane de ani. Ulterior, acum vreo 500 milioane de ani, din această catena alfa a fost duplicată catena beta a hemoglobinei normale, care este alcătuită din patru catene de fapt, două alfa și două beta. Acum 200 de milioane de ani. Din catena beta. S-a duplicat catena Epsilon, care acum 100 milioane de ani a dat și ea catena gamma. Mai recent, acum 40 de milioane de ani, tot din catena beta a apărut și catena delta. Vârstele sunt stabilite în funcție de numărul de aminoacizi prin care diferă între ele catenele și rata așteptată a mutațiilor care ar fi provocat aceste diferențe. Cum sprijină aceste constatări evoluția? Problema este că nu prea o sprijină, decât inconsecvent, ca de obicei, cu contraziceri între o ipoteză parțială și alta. De exemplu, catena delta, ultima apărută, este prezentă decât la om și antropoide, care, conform scenariului evoluționist, nu existau la data apariției ei. Mai există inadvertență între ordinea în care tipurile sunt prezente în ontogenie, adică în timpul vieții, și ordinea filogenetică a apariției lor. Spuneam că la adult, hemoglobina conține catene alfa și beta. Embrionul are în loc de beta catena epsilon, care mai târziu este înlocuită la făt cu catena gamma și, în sfârșit, cu catena beta. Dar forma finală beta, este cea mai veche, nu cea mai nouă. Înțeleg. Vreți să demonstrați că lipsește, deci, orice noi mai evoluționist. Și nu lipsește? Ba da, dar poate îi scoate din impas pe evoluționiști genetica. Genetica mea dragă, ca orice știință serioasă, dovedește și ea că scenariile evoluționiste nu rezistă. Dacă am alocat însă fosilelor o emisiune întreagă, cred că merită și genetica acest favor dați puțin mai multă muzică eventual în emisiunea de astăzi, ca să amânăm discuția pe data viitoare. Îmi faceți acest hatâr ca unui fost genetician? Cu toată plăcerea, Părinte Grigorie. Mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Întâlnirea cu știința și religia a ajuns la final. Părintele Grigorie și Gabriela Voina de la microfon și Daniel Trașcă de la Pupitrul Tehnic vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și vinerea viitoare la Radio Logos. Să aveți un sfârșit de săptămână cu multe bucurii!